și care șmecheria să-ți dau bani, mulți, ca să mă dai indirect direct, vorbesc de ciucă la inundații, că am văzut pe toate televiziunile, urma acum ciucă la inundații. De ce să-ți dau bani și de ce ai dat tu ca jurnalist altceva decât pentru bani, că e ciucă la inundații? Ce face ciucă la, ce inundații? E la inundații? calitate la inundații? Pă, chiar nu are nicio treabă. Președintele Senatului e fie vorba, nu-și să dea o lege să adopte exact, ceva. Da. Altfel, sigur, prim-ministru, ministru de interne e are treabă cu oamenii acolo. Bine că s-a adus în sfârșit cineva. Dar știi ce să dai bani la... Când veneam spre tine, mă uitam, deci pe televiziune urmează acum, în direct, ciucă alături de oameni la inundații. Ce faci, la alături de oameni? Păi nu știu, mă, tu mă întrebi pe mine? N-am un răspuns, nu sincer. Nu știu, era, eu ca politician nu ți-aș fi dat bani. Tu ca jurnalist ai fi zis, cât ai fi zis? ca să dau pe la inundații, dă 500 de mii, cât Totuși ai? noi aici suntem mai selectiv. Cum să-l dau pe ciucă la inundații, ai nebuni? Care e ideea? Adică pe cine interesează? sunt bani! Na, stai puțin, acum da. pe bune. Altă întrebare, că dacă mai chemai, că asta se întâmplă. Gata, Dar da. Da, dacă eram politician și ziceam, Marius, ești, consultantul meu, te rog frumos, vreau să-mi pui panouri prin toată țara că lansez o carte Doamne, de doi ferește. bani. Fie... Ce mi-ai fi zis, Victor? Doamne ferește, da absolut nu. Eu Sau mi-ai fi fi banii? Tu nu m-ai întrebat, că dacă mă întrebai uh, atunci Așa? când erai candidat, uh, dacă e cazul să faci lansarea pe Stadionul Național, îți absolut nu, 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 niciodată. Da. Măcar recunoști asta? Măi, arogantule. am luat 4 milioane de voturi. Aia a fost înainte. Victor, nu are e vorba am că... Am avut 10% de... Nu te reprezenta pe tine procente. să faci pe stadionul național. De acord, dar era spune, Obama, spune. dar de ce era tot pe stadion? Dar Cine Trump era? face pe stadion ce, Obama? Stai un pic, America, Stai România. Puteai Și să care e faci. Puteai să faci, nu știu, într-un loc istoric. Stai puțin, exact l-am avut lângă mine acolo, pe primarul general al capitalei. Independent era. Așa. Nu era. Da. Am avut pe primul ministru al Republicii Moldova. Ce căuzea. legătură aremi, are? Păi nu, legătură. avea... Încercam și eu să arăt pe vremea aia. Că ești pe și a venit Iohannis. Bli, 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 blu, blu, blu. Nu, nu se întâmplă. Bli, blu, 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 blu. Și acum, după 10 Sat. ani, toți... Domne, ce prostie cu Iohannis Auzi, ăsta. dar cum comentez că va fi pe locul întâi la Senat? Dacă e adevărat. Cand deși eu pe locul serios, întâi cum la cum e? Senă? Cum ți se pare? Păi dacă... Păi aia, a să candidezi și tu. Dacă ei i-au tras țeapă și i-au gata mă, lasă-ne în pace. eu cred că nu, nu i-a tras nimeni țeapă. Adică el a vrut -a să tras fie... singur. Da, da, adică na, el a vrut să fie peste tot, dar numai că nu i-a spus... Dar ce crezi dacă ei o să zică, domne, pentru că 10 ani ne-ai servit ca așa... Da, 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 o să dăm ne -ai acum... Ne-ai turnat în pahare, o să te punem cu noi la masă. nu e, tu ești la turnat în pahare, nu ești da, la... Înțeles că nu. Așa. ar da, să candidezi tu la Senat, Pintre. la București. Ce bine! Eu nu te mai întreb nimic, te Mi întreb, pe domnul Ciolacu, sau, sau pe cine, pe domnul care domnul. Păi domn? tu ești consilierul lui Ciolacu, nu e... Da, mă, dar eu pe politică internațională și când... Ah. Uh, politică economică. Și dacă totuși vrei pentru quality people care se uită la noi, că chiar da? sunt quality people, așa o să este. vorbim câteva minute și de chestia cu Draghi. Să o traduc așa un pic, că eu am, am citit mult despre planul lui Draghi și am înțeles. Planul lui Draghi care? Luminează. hai, nu, hai să nu sărim de la una la alta. Hai să Trebuie o secundă. Uite, apropo de Consiliul Național asta al PNL, da? Pot să spun ceva? A venit Crin de trei săptămâni încoace și a spus Crin Antonescu, care a fost șeful PNL și nu orice șef de PNL. Uh, nu orice șef al pnl -ul. Și a spus lucruri pe care le spunea toată, pe care le vedea toată lumea, numai că nu le spunea nimeni, da? Corect. Ei, după toată această, să spunem, toate nu aceste... mai chemat la congres. Nu, nu, după toate aceste intervenții, da, care uh, uh, nu era orice fel de intervenții. Era, Crin a făcut o analiză ce înseamnă astăzi PNL, da? Foarte corect a zis ce a zis. Ce părere că Ciuc a fost ales în unanimitate candidat la președinția României din partea PNL? E că te-am închis? Nu m, închis. Bă, dar nu, nu, m avut nu era trebuie. unul în PNL? N-am avut nicio surpriză. Victor, nu putea să fie unul în PNL care să să abțină măcar. A fost unul care s-a abținut în sensul că n-a vrut să vorbească, să-l pupe în... Pupen. În, în, în Cozoroc. Așa. Și anume Bolojan. A, că nu s-a dus. Restul, restul ăia care țipau, știu că ești cel mai bun, erau aceiași care țipau, Orban ești cel mai bun, Câțu ești cel mai bun... Bine, și Orban la rândul lui era cu generalul, care nu știu ce, și... A, dar vezi că Orban se aliază sinstră. cu Macovei și cu Băsescu. Cred, cred că visai de mult la asocierea asta. Mă rog. Dar tu adunat, cum se zice. <laughs> da. Alții care înseamnă broasca, știu ca și cu crapul. Altă da. chestie care mi s-a părut mie dincolo. Zip. Deci vine Nicușor Dan și îl am comentat-o și eu. Stai o secundă. A semnat și pentru ăla. Și a și semnat acolo de față cu toată lumea. Asta arată prostia lor din PSD, care în momentul în care au vrut să pună un candidat la primăria Capitalei, n-au înțeles că Nicușor Dan este candidatul PNL. Ce-au făcut să fie candidat comun, când era foarte clar că PSD trebuie să aibă candidatul lor și să nu se bazeze pe PNL? Bun, și aici sunt două chestii. Te rog. Una simpatică și una antipatică. Chestia simpatică este că eu sper, am și zis asta, eu sper că toți suporterii lui Nicușor Dan să se ia după el la vot. Băi, să pună două ștampile. Și pe Lasconi și pe... A, dacă uh... el a semnat și pentru Lasconi. Exact. Da, da. Și pe Lasconi și pe uh, Ciucă. Eventual și pe Orban, dacă se poate. Că totuși... Să pună trei ștampile, mă. Să scăpăm de ei. asta e bine. Dar al doilea lucru. Sincer, eu mă așteptam după atâția ani. După atâtea țepe. După atâtea bătăi de joc. Bă, să nu mai zic că chestia cu noi suntem cei de dreapta. Cine e mă de dreapta? Ciucă? Ciucă e mai psd decât mine și decât tine 200 de, de milioane de ori mai An pesedist decât Ciolacu. Angajat al statului până la pensie. Exact. Cine e de dreapta? Iohannis. În sensul că a luat din, de la stat și și-a dat lui și la... Nu, și el a angajat la stat Dar el a angajat la stat toată viața. N-a avut niciunul, bă, nicio covrigărie, n-a avut vreunul, n-a avut două, șaorma, o ceva. Nu, de ce sunt de dreapta ăștia? De ce știu, trebuie să-i votezi? Nicușor e. de cei de dreapta, adică ce a făcut? Dar Nicușor într-un interviu cu... că acum nu știu câți ani a fost prima dată angajat, a avut un venit. Când aud asta, noi suntem de dreapta. Mm. Păi da, nu vă spun. De dreapta și eu, Ponta, că v-am redus taxele, bă, băieți, și v-am susținut economia privată. Nu sunteți voi de dreapta. De ce sunteți voi de dreapta? Toți bugetarii, toți cu mâna întinsă, toți Vă cu pensii, dalea, bane, nu le zic speciale, ca să nu se nu, supere. Că le-a scos. Eu, pensiile speciale le-a scos, a a scos, a scos În 30 a, de zile. Azi noapte, la A zis că le-a scos bă. în 30 de zile, da? da. Uh, deci, asta când au... zis, domne, Voi, noi suntem profitorii. Noi suntem aceia care n-am prins loc la PSD. Și atunci am venit în coace, la PNL. Dar tot la fel vrem. La stat, la mână întinsă, la ciupeală, la pensie specială, la nu știu ce... Doamne, votați-ne pe noi, domne, că noi suntem profitori. sunt mai profitori decât aia. Aia și-o iau de obicei. Aia vin, nu știu ce, mamă, Corect. anticorupția e pe PSD, Europa e pe PSD. Bă, noi suntem profitorii care nu pățim nimic niciodată. Asta cu dreapta, ce treabă are dreapta în chestia asta?